România a acordat sprijin autorităților din Grecia, unde un alt modul format din 142 de pompieri s-au deplasat în statul Elen. Unul din cei peste 100 de eroi care s-au oferit voluntar este chiar mehedințeanul Iulian Gogoloiu, angajat la Inspectoratul pentru Situații de Urgență din Drobeta, Turnu Severin. România a trimis în Grecia 142 de pompieri cu 8 autospeciale de stingere, incendii de pădure, 3 cisterne, un centru de comandă, 2 containere multirisc, un autocar de intervenție, precum și alte mijloace de sprijin logistic, printre care și o dronă. Țara noastră a trimis în sprijinul autorităților elene un efectiv de 142 de pompieri cu 8 autospeciale pentru stingerea incendiilor de pădure, 3 cisterne, un centru mobil de comandă și control, 2 containere multirisc și un autocar de intervenție, precum și alte mijloace de sprijin logistic, printre care o dronă. Este cea de-a doua misiune desfășurată de pompierii români pe teritoriul Greciei, având în vedere situația de urgență generată de extinderea incendiilor de pădure. Din modulul salvatorilor români face parte și colegul nostru, locotenent colonel Gogoloiu Iulian, ofițer specialist în cadrul Serviciului de Comunicații și Tehnologia Informației, încadrat în instituția noastră la începutul anului 2009. Le dorim succes în îndeplinirea misiunilor încredințate și așteptăm să se întoarcă cu bine acasă. Intervențiile sunt destul de dificile, terenul este foarte accidentat, iar din cauza căldurii și a vegetației uscate pot apărea incendii oriunde, dar cu toate acestea, pompierul mehedințean Iulian Gogoloiu își riscă viața în lupta cu flăcările din Grecia.